Medicul Andrei Aron a răspuns pozitiv inițiativei realizatorului Adrian Popa și a vorbit în cadrul emisiunii Cu cărțile pe față despre situația centrelor de vaccinare din Câmpul Lung. Acesta a afirmat că avizarea a fost o mare problemă, mai ales în perioada de dinainte de alegeri. Autoritățile locale au fost presate să identifice într-un timp scurt spațiile pentru centre, iar după ce au trecut alegerile, lucrurile s-au calmat brusc. Am înțeles că se discută despre faptul că acest vaccin trebuie să aibă un anumit circuit, o anumită temperatură și așa mai departe. Dar și celelalte vaccinuri se supun acestor reguli. Medicii le făceau în cabinetele lor de medicină de familie și nu era nicio problemă. Consider că este o pierdere de resurse și o întreagă, cum să spun, un întreg deranj național. Mie mi se pare un spectacol. Faci, ca să faci o vaccinare care seamănă destul de mult cu celelalte. Cumva, probabil că s-a luat din munca excesivă pe care ar fi trebuit să o facă DSP-urile, să transporte acest vaccin și să-l transporte cu grijă și să respecte acest lanț al frigului. Au luat această treabă pe care ar fi trebuit să o facă și au dat-o unor oameni care nu au nicio legătură cu domeniul, cum sunt eu, de exemplu. Eu cumva a trebuit să ajung să fiu coordonatorul acestui centru, pentru că asta a fost situația, nu mi-am dorit, nu sunt plătit pentru asta, deci ca să înțeleagă toată lumea, și nici nu mă aștept și nici nu-mi doresc. Și am trecut printr-o perioadă extrem, extrem de agitată și de obositoare pentru aproape nimic. Toată povestea a început înainte de alegerile parlamentare, cred, când cu 3 zile înainte de alegerile parlamentare s-a dat cu ordine, că așa e cu ordine, că în 4 zile, 5 zile, o să vină DSP-urile să vizeze aceste centre de vaccinare. Asta a fost toată informația. După care, cum v-am spus, în 5 zile, pe data de nu știu cât, se fac avizările. Ok, dar cum trebuie să arate un centru? Păi, n-avem. Care este legislația? N-avem. Și așa mai departe. O altă problemă a constituit-o centrul pentru faza a doua de vaccinare. Dacă inițial s-a decis montarea mai multor containere la policlinică, într-un final s-a luat decizia de a se amenaja un spațiu în cadrul ambulatoriului. Lumea a perceput doar atât, că am apărut la televizor și am spus că o să facem un container și la o lună de zile am apărut cu el în policlinică. Dar, ca să înțeleagă lumea ce s-a întâmplat, după ce au trecut alegerile, ni s-au spus să nu vă mai agitați, pentru că oricum nu avem vaccin. Noi ne apucasem și făcusem așa un pic de deranj, adică am sunat, am adus un om care avea containere, pentru că, sincer să fiu, în momentul ăla, eu nu reușesc să se identific și nu vedeam sub nicio formă un loc unde am putea să facem acest centru. Și atunci am zis ok, până la urmă luăm niște containere, le punem, le gândim, am făcut schițe, ne-am gândit, le-am trimis în termene. Adică ne-au dat 4 zile să gândim un centru în condițiile în care ei nici nu aveau legislație, cum ar trebui să arate. Le-am trimis noi o variantă ca să vadă cum trebuie să arate. După care ne-am trezit că nu mai e nevoie, că nu avem oricum vaccin, dar când o să vină vaccinul, ne apucăm. Ok, a trebuit să vină vaccinul, să apară vaccinul și să pui alte termene și să dai drumul la niște centre fără să ai niciun fel de legislație. Oricum între Crăciun și Revelion s-a pus la punct centrul de la spital, care iar a fost făcut practic fără o legislație foarte clară. Cei care au făcut acolo nici nu sunt plătiți, adică și asistentele și medicii nu sunt plătiți pentru faptul că au făcut vaccin la toată lumea și așa mai departe. Fondurile au fost folosite din fondurile spitalului. Se discută că să cerem de la DSP că o să ne dea. După care, cred că de pe 1 sau 2 după ce a început nebunia cu faza a doua, că de pe 15 ianuarie trebuie să înceapă faza a doua. Și evident că am întrebat bani, cum facem, avizare, norme, ceva care să ne ajută să... Încă nu. Ok, s-a apropiat 15, n-aveam, deci ni se spunea că nu avem bani. N-avem lege prin care să vă dăm banii
Și atunci m-am întors spre primărie și zis, ok, hai să luăm, că zic, pe 15, o să ne trezim, că noi chiar o să trească să vaccinăm. Asta, eu n-am crezut că se va întâmpla lucrul ăsta până, cred că, vineri. Când vineri ne-au spus, vedeți că vă trimitem vaccinul. Deci când ne-au spus că trimit vaccinul, nici nu aveam frigider în centru. Bineînțeles că a doua zi, sâmbătă, ne-am dus acolo, l-am organizat, am luat un dulap de acolo, de la spital, o chestie și până la urmă l-am încropit și l-am făcut într-adevăr. Luni s-a vaccinat. Iar despre vaccinare s-a făcut atâta tam-tam și s-a făcut centru și hai să facem și pe 15 ca în două săptămâni să se oprească. Deci nu există vaccin. N-are nicio legătură nici cu administrația locală, n-are nicio legătură nici cu centru de vaccinare. Oamenii ăsta acolo sunt pregătiți, fac, au materiale, astăzi a fost control, a fost foarte ok, au zis că avem mai multe decât au văzut peste tot, avem tot ce ne trebuie, dar nu avem vaccin. Acum există spațiul destinat imunizării, există și personal precum și doritori, dar nu sunt vaccinuri. Mușcelenii au făcut programări din timp, numai că nu se pot imuniza, iar lista de așteptare este de câteva luni.